Un tânăr de 20 de ani care avea permisul suspendat a trecut pe culoarea roșie a semaforului. Spre ghinionul lui, oamenii legii au văzut ce a făcut bărbatul și au plecat după el. Acesta a fost prins și încătușat în timp ce încerca să schimbe locul cu pasagera din dreapta. La data de 27 august 2024, în jurul orei 21, un tânăr de 20 de ani a condus un autoturism pe bulevardul Ion Icebrătianu, iar la intersecția cu strada Hector a traversat pe culoarea roșie a semaforului electric, moment în care polițiștii serviciului rutier au pornit în urmărirea acestuia, iar pe bulevardul Revoluției nu a mai continuat deplasarea, întrucât era formată o coloană de autovehicule. Imediat după momentul opririi a schimbat locul cu pasagera aflată pe locul din dreapta față, fiind imobilizat de polițiști, încătușat și condus la sediul poliției. În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat că tânărul avea dreptul de a conduce suspendat. Transmit reprezentanții IPJ Timiș. Pe nume Numele tânărului a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul, având dreptul de a conduce suspendat.